Alo, ce faci, frate? Da, uite pe acasă, mă uitam la știri cu Schengen ăsta. Aoleu, și tu acum ai început cu Schengen ăsta. Bă, parcă ați nebunit cu toții. Și tot atâta ni trebuie nou Schengen, tată? Bă, din mai multe motive ne trebuie. Nu e adevărat. Să știi că austriecii au avut foarte mare dreptate când nu avem noi ce căuta acolo. Să știi, foarte multă dreptate au avut austriecii. Păi, de ce zici asta? Ei, păi cum zici? Că dacă granțele ar fi deschise, după aia vezi cine fură alții pădurile. Măcar așa le furăm între noi, rămân în țară banii. Dar care a fost motivul pentru care au zis că n-ar trebui să intrăm acolo în Schengen? Da, ei au zis că granițele noastre nu sunt sigure. Păi foarte mare dreptate au avut. Că dacă granițele noastre erau sigure, nu mai zbura lemnul în afara țării la cine știe ce companii dubioase. Mă rog, ideea este că vin foarte mulți imigranți la ei în țară, care trec clandestin pe la noi și din ca... Păi e foarte adevărat, austriecii au foarte mare dreptate când zic lucrul ăsta. Pentru că toată lumea știe că așa vin imigranții. Vin Siria, Turcia, Grecia, Serbia și după aia fac dreapta jos brusc, Bulgaria, România și mai departe. Toată lumea știe că aia e ruta. E o cărare bătătorită. Da, e bine cunoscut lucrul ăsta. Plus că fiecare e în țara lui. Nu-i de parcă noi mergem la ei în țară sau ei vin la noi în țară. Sau, doamne ferește, au ei cine știe ce companii masive aici care s-au dezvoltat pe seama infrastructurii noastre. Nu, tată, nu. Nu-i de parcă Austria e al treilea cel mai mare investitor în România. Nu. Și companiile alea fac dita mai profitul pe munca oamenilor de aici. Nu, nu e adevărat. Nu. Ei fac profit acolo doar la ei în țară pe munca lor, noi facem doar pe munca noastră. Deci nu, fiecare cu țara lui, nici n-are logică Schengenul ăsta. Chiar n-are logică. Da, politica asta e complicată. E... Nu e nimic complicat, bă. E simplu. La noi polițienii străși, la ei sunt polițieni buni toți. Nu-i de parcă sunt niște jegodii care folosesc retorica imigranților la nivel european doar ca să mai câștigi un amărât din mandat la ei în țară. Nu! Doamne ferește, sunt niște oameni cu coloană vertebrală care n-ar face așa ceva. Da, posibil. Niște oameni cu coloană vertebrală, ale căror decizii de rahat nu o să afecteze absolut deloc stabilitatea Uniunii Europene. Mai ales în perioada asta în care rușii se freacă pe mâini și abia așteaptă să demonstreze cât de instabilă e unitatea în Europa. Și toate astea doar pentru un amărât din mandat, nu. Politicieni adevărați, ce să mai... Bă, nu știu ce să zic. Dar nu trebuie să zici nimic abuz. Doar atâta. Mulțumim Austriei că ne-au făcut un mare bine și cât mai multe companii austriece la noi în țară pentru că respectul pe care ne-l-au arătat ei nouă să fie reciproc.